Președintele Federației Internaționale de Șah, Kirsan Ilyumjinov, a vizitat Republica Moldova la invitația șefului statului Igor Dodon. Cei doi au avut o întrevedere, după care au dat declarații pentru presă. Președintele Republicii Moldova, care este și președintele Federației de Șah din țara noastră, a menționat că săptămâna viitoare intenționează să prezinte guvernului o inițiativă cu privire la includerea șahului în curicula școlară din Republică. La rândul său, Kirsan Ilyumjinov a specificat că intenționează să realizeze Moldova mai multe programe de dezvoltare a șahului și susținerea tinerilor șahiști. Totodată, oaspetele rus și Igor Dodon au mers cu o vizită în Găgăuzia, unde s-au întâlnit cu bașcanul autonomiei Irina Vlah, iar toți trei au participat la deschiderea campionatului de șah din Găgăuzia. Kirsan Ilyumjinov a transmis autonomiei 200 de seturi de șah, altele 800 au fost donate regiunii transnistrene, iar restul din totalul de 1500 au fost donate copiilor din țară doritori de a învăța să joace șah. Știu că lui Renato Usată i-au fost înaintate acuzații pe un dosar penal. Noi mereu am evidențiat guvernării că este foarte important ca dosarele să nu fie pornite pe un substrat politic. În acest sens a opinat ambasadorul SUA la Chișinău, James Pitit, care s-a întâlnit cu viceprimarul de Bălți, Igor Șeremet. Oficialul american a mai răspuns jurnaliștilor că îl cunoaște destul de bine pe liderul partidului nostru și primarul de Bălți, Renato Usatăi, dar nu cunoaște toate detaliile dosarului acestuia și și-a exprimat speranța că sistemul judecătoresc din țară va pronunța o decizie corectă pe cazul lui Renato Usatăi. Menționăm că ultimul este acuzat de tentativă de omor al omului de afaceri German Gorbunțov. Atât Usatăi cât și avocații lui susțin că dosarul este unul pornit la comandă de actualul regim. Circa 25 de lideri ai organizației teritoriale a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr din Orhei au părăsit formațiunea, un document în acest sens fiind publicat pe site-ul deschide.md. Foștii membri deja au spus că sunt dezamăgiți de stilul dictatorial și abuziv al liderilor formațiunii Andrei Năstase și Kiril Moțpan. În replică, ultimul a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care îi acuză la rândul său pe cei care au plecat că au fost cumpărați și că, dimpotrivă, formațiunea își consolidează rândul. În ultimele 3 săptămâni au fost constituite organizații teritoriale la Ștefan Vodă, Căușeni, Basarabeasca, Cahul, Călăraș. Platforma Demnitate și Adevăr are astăzi structuri consolidate în toate raioanele Republicii, cu excepția raioanelor Râșcani, Taraclia și ale celor din Găgăuzierii, se mai arată în mesajul lui Moțpan. Reguli noi pentru cei care vor să-și schimbe medicul de familie și instituția medico-sanitară. Astfel, cetățenii vor putea face acest lucru deja pe tot parcursul anului, peste 6 luni de la ultima schimbare înregistrare și nu doar o singură dată cum era până acum. Noul regulament deja a intrat în vigoare, iar acesta prevede și modificarea cererii pe care persoana urmează să o depună pentru înregistrarea la medicul de familie, ori aceasta corespunde prevederilor actelor normative privind protecția datelor cu caracter personal. Totodată, pe parcursul următorilor 5 ani, toți cetățenii își vor reconfirma voința de a fi înregistrați pe lista medicului de familie prin completarea unei cereri care va fi depusă la medicul de familie și atașată la cererea inițială, făcută anterior intrării în vigoare a regulamentului. Fostul deputat în primul parlament și fost ministru al culturii, regizor și om cu suflet mare, Ion Ungureanu, a trecut în neființă la vârsta de 82 de ani. Corpul neînsuflețit al maestrului va fi adus în țară de la București de către salvatori și va fi depus la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla din capitală. Totodată, premierul Pavel Filip i-a cerut șefului statului Igor Dodon să decreteze ziua de 31 ianuarie drept zi de doliu național în legătură cu moartea maestrului Ion Ungureanu. În acest sens a opinat ministrul culturii Monica Babuc, după o ședință cu oamenii de creație din țară. Președintele SUA, Donald Trump, a avut o conversație telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin. Potrivit comunicatului oficial al președinției ruse, cei doi lideri au discutat despre probleme actuale, inclusiv cea privind terorismul. Totodată a fost atins și subiectul privind Ucraina. La fel a fost evidențiată și importanța restabilirii relațiilor comerciale economice în ceea ce ține de sferele de afaceri ale celor două state. Trump a mai spus că SUA au o atitudine de simpatie față de Rusia, fapt analogic precizat și de Vladimir Putin. Cei doi șefi de stat au mai convenit să contacteze cu regularitate, conversația fiind una pozitivă și constructivă.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Valoarea monedei euro s-a depreciat cu 13 bani, fiind de 21,45 lei. Dolarul american are mai puțin cu 4 bani, valorând 20,06 lei. Cotația leului românesc este mai joasă tot cu 4 bani și costă 4,76 lei. Hrivna ucraineană are prețul intact de 73 de bani și rubla rusească de 33 de bani.